Am avut câteva investiții, unele din ele care le-am început, un proiect pe Programul Național de Dezvoltare Rurale, Modernizare și Asfaltare Străzi în comuna Ostrov, un număr de aproximativ 22 de străzi și cu asta finalizăm modernizarea și asfaltarea străzilor în localitatea Ostrov. Și un număr de 8 străzi pe care vrem să le asfaltăm, să le modernizăm în satul vecin, satul Almalău. Am început investiția respectivă, se lucrează și sperăm că anul viitor să-l finalizăm, de fapt așa cum este și încheiat contractul cu Ministerul Dezvoltării. Valoarea proiectului, da, e undeva la 70 de miliarde de lei vechi, da? 7 milioane de lei. Este un proiect destul de amplu. Sunt anumite lucrări care trebuie făcute pe anumite străzi, cu podețe, cu poduri, cu ziduri de sprijin. Și da, asta înseamnă o cheltuială exactă, e o cheltuială mult mai mare. După aceea am reușit și am asfaltat o porțiune dintr-un drum de legătură între localitatea Ostrov și Iesechioi, o porțiune care era foarte degradată pe o lungime de 1 km și jumătate. Am mai făcut o achiziție de o instalație de denitrificare a apei potabile tot în satul Iesechioi, pentru că cantitatea de nitrați și nitriți depășeau normele admise de Ministerul Sănătății, dar am rezolvat o problemă celor 300-350 de suflete care folosesc apa potabilă din satul respectiv. Da, nu am reușit și ne chinuim și ne străduim, cel puțin de când sunt eu primar, să realizăm o sală de sport aici în localitatea Ostrov, pentru că aici avem cei mai mulți copii și tineri din comună, peste 600 de copii avem înscriși la școlile din comună, plus cei de la liceu, aproximativ 800-850 de copii, plus ceilalți tineri care mai sunt, deci sunt în jur de 1000 de tineri până în 30-35 de ani care ar putea să beneficieze de o astfel de investiție.